În America s-a dezvoltat o adevărată tradiție ca în ziua de 31 octombrie copiii să se costumeze în tot felul de personaje și mai apoi să primească bomboane din partea gazdelor pe care le colindă. În România a luat amploare în rândul copiilor această sărbătoare, însă părerile adulților sunt împărțite. Halloween-ul este o sărbătoare de origine celtică, numele de Halloween vine din limba engleză și reprezintă numele unei sărbători creștine numită a tuturor sfinților. Ceea ce este specific sărbătorii de Halloween și cu ceea ce asociem noi tot timpul această sărbătoare este dovleacul cioplit în diverse forme, dar în special în personaje înfricoșătoare. Copiii sunt foarte încântați că există o zi în care se pot costuma în personajele lor favorite, să iasă costumați afară și chiar să participe la petreceri cu tematică. De la prinți și prințese, la vampiri și vârcolaci, copiii adoră costumele. Nici părinții nu se dau înlături când vine vorba de această sărbătoare. Se apropie una dintre cele mai așteptate sărbători în rândul copiilor, Halloween-ul. Dumneavoastră, ce părere aveți? Nu pot să vă spun prea multe, că e primul an în care sărbătorim. Să sperăm că o să fie drăguț pentru cei mici. Credeți că i-ar putea influența în mod negativ? Nu. Nu ar avea de ce. O să se costumeze drăguț și probabil că o să se bucure toți copiii, nu? Pentru ei o bucurie oricum. De asemenea, părerile sunt împărțite, existând și persoane ce asociază această sărbătoare cu una păgână ce promovează răul și practicile deloc apreciate de către biserici. E un lucru bun pentru că în Biblie spune Dumnezeu ne-a lăsat să-ți arate creația Lui, creația, chipul și asemănarea Domnului. Și dacă noi așa ne-a lăsat Dumnezeu, nu e să putem să facem copii după chipul Satana, că asta face. Să înțelegem că acest Halloween are un impact negativ asupra copiilor. Nu, deci nu. Să spere, de exemplu, faci copii, ce am văzut la televizor, că la noi, ferească Dumnezeu, se întâmplă lucrurile astea, dar ce am văzut la televizor și ce se vede, să deghizezi copiii în halul ăsta cu sânge pe ei, cu chipul lui Dracula, cu toate felurile astea, păi să sperie copiii, ferească Dumnezeu, vine Satana cu peste ei noaptea și îi sperie în somn, pentru că asta vor să facă, asta vrea Satana, să distrugă omenirea. Ca în alte țări ale lumii, România celebrează de ani buni Noaptea Morților. Biserica explică faptul că Halloween-ul nu trebuie tratat precum o sărbătoare, pentru că nu facem altceva decât să transformăm sfinții în morți. În ciuda faptului că există păreri pro și contra, sărbătoarea continuă să fie practicată în România și nu pare că România au gânduri să o excludă în viitor de pe listă.